Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Orchestra Plaiuri Transilvane, sub conducerea dirijorului Liviu Ioan Iosif. Aplauze, vă rog! Sunt Adina Carp și am deosebită plăcere de a mă afla în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta festivalul concurs din această seară, Flori în Țara Bârsei. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, iar celor care nu sunt de pe meleaguri brașovene, le spunem bine ați venit la acest eveniment de primăvară. Un festival concurs deja cu tradiție pentru orașul de sub poalele tâmpei, Flori în Țara Bârsei. Centrul Cultural Reduta Brașov, prin Serviciul Cultură Tradițională, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Brașov, organizează astăzi, 24 martie, și mâine, 25 martie, festivalul concurs Flori în Țara Bârsei, deschis tinerilor interpreți de muzică populară din întreaga țară. Înainte de a continua să vă prezint acest concurs, am deosebită plăcere de a-l invita în scenă alături de mine pe domnul Adrian Vălușescu, șef în cadrul Serviciului Cultură Tradițională. Aplauze, vă rog! Mulțumesc, Adina! Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și vă mulțumesc din suflet că v-ați deranjat să fiți în această seară alături de noi, când trăim o mare sărbătoare a cântecului popular românesc aici, în inima țării, în cel mai frumos și cel mai vizitat oraș din România, în Brașov. Mă bucur nespus că am putut să... Mă bucur nespus că am putut să organizăm și cea de-a 11-a ediție a festivalului concurs Flori în Țara Bârsei, festival care a început cu mai mult de 11 ani în urmă, dar vremuri mai puțin prielnice ne-au obligat să facem la un moment dat o pauză. Ne bucurăm de numărul mare de concurenți care au dorit să fie prezenți în această seară pe această scenă. Iată că juriul a hotărât un pic altfel și vreau să vă rog să aplaudați juriul care a făcut o selecție foarte, foarte riguroasă. Știu că este dureros să vii de undeva de foarte departe și să vezi că nu ajungi să joci în finală, cum s-ar spune în termeni sportivi, dar pe cei care nu au reușit să ia preselecția vreau să-i rog să se obișnuiască cu sentimentul de a participa la o competiție și să știe că important este, așa cum spunea Pierre de Coubertin, să participi, important este să știi ce n-ai făcut bine, să ceri sfaturi și data viitoare să te poți prezenta mai bine și să poți să intri în concurs, în finală, să poți să iei poate și marele premiu. Dacă nu faci chestia asta și te descurajezi sau consideri că ți s-a făcut o nedreptate prima dată sau a doua oră sau a nu știu câta oră când ești plicat la o preselecție, înseamnă că nu, drumul tău nu este aici printre cei care se străduiesc. Prin forma aceasta competitivă de a fi prezenți pe scenă în cadrul unui concurs, să transmită valorile culturale identitare ale neamului nostru. Poate trebuie să încercați altă carieră. Dar eu sunt convins că toți tinerii care nu au luat astăzi preselecția își vor mări ambiția pentru celelalte concursuri la care vor mai participa și sunt convins că mulți dintre ei anul viitor vor fi pe scenă la faza finală a festivalului Flori în Țara Bârsei. Le mulțumesc că au făcut acest efort, mulțumesc prin ei profesorilor care îi îndrumă, mulțumesc prin ei și prin profesori părinților care le asigură condițiile pentru a putea să facă această misiune sacră pe care au toți tinerii din această țară de a duce mai departe moștenirea aceasta incredibil de valoroasă pe care o avem prin intermediul cântecului popular, prin intermediul acestui dat și dar pe care ni l-a lăsat Dumnezeu pe pământul românesc și pe care trebuie să-l prețuim și anul acesta, nu numai pentru că este anul centenarului, ci pentru că este un an ca oricare altul și pentru că noi și în acest an al centenarului și anul trecut, dar și anul viitor vom fi aceiași români pe pământ românesc. Vă mulțumesc și vă las să savurați plăcerea unui concurs care sunt convins că va fi de înaltă ținută. O las pe Adina să conducă mai departe această seară minunată. Vă mulțumesc din suflet pentru prezență și le mulțumesc și celor care ne urmăresc atât pe TV cât și pe internet. O seară bună vă doresc! Mulțumim domnului Adrian Vălușescu! Aflat la cea de-a 11-a ediție, festivalul își propune să contribuie la descoperirea și promovarea celor mai valoroși tineri interpreți de muzică populară, la valorificarea comorilor cântecului și portului popular românesc.
Tineri talentați din toată țara au venit astăzi la Brașov pentru a ne prezenta ceea ce ei au cules din zonele pe care le reprezintă cu mândrie. Aceștia ne vor aduce pe scenă în această seară frumusețea cântecului, dar și a costumului popular românesc. Concurenții participanți vin din numeroase județe. La început s-au prezentat într-un număr foarte mare, peste 70 de concurenți, din județe precum Vrancea, Satu Mare, Maramureș, Covazna, Botoșani, Sibiu, Gorj, Râmnicu-Vâlcea, Prahova, Dâmbovița, Buzău. Poate avem alt microfon. Gata. Când am vrut să iau alt microfon, totul s-a rezolvat. Ne bucurăm că prin intermediul acestor tineri, ceea ce noi am moștenit de la bătrânii noștri, va merge mai departe. Cu siguranță ei ne fac să ne simțim mândri de faptul că suntem români, ne fac să ne simțim mândri de tot ceea ce înseamnă folclorul românesc. La cea de-a 11-a ediție ne bucurăm de o prezență a acestor tineri minunați în număr foarte mare, după cum vă spuneam și mai devreme, veniți din toată țara. Aceștia vor concura pentru trofeul Festivalului de Muzică Populară Florin Țara Bârsei. Participanții vor prezenta în concurs câte două piese, o doină sau o baladă și o piesă cu acompaniament orchestral. Deoarece în culise tinerii așteaptă momentul dedicat scenei, ușor emoționați, dar eu le-am promis că și eu am emoții și orchestra, așa e să fii artist pe scenă și că întotdeauna emoțiile sunt constructive, așa că haideți să-i aplaudăm de pe acum ca să prindă curaj. Mulțumim! Premiile festivalului oferite de organizatori constau în trofeul festivalului 1200 RON, premiul întâi 800 RON, premiul al doilea 700 RON, premiul al treilea 600 RON și trei mențiuni a câte 400 RON. De asemenea, se vor acorda premiul de popularitate și premiul pentru autenticitatea costumului popular în valoare fiecare a câte 300 RON. Mulțumim organizatorilor pentru aceste premii și pentru susținerea și desfășurarea concursului. Mulțumim Consiliului Județean Brașovean, mulțumim Centrului Cultural Reduta și, desigur, domnului director Marius Cisar și, nu în ultimul rând, mulțumim Serviciului Cultură Tradițională din Brașov. De asemenea, îi menționăm pe partenerii media, dar și le adresăm mulțumiri. TVR Târgu Mureș, care înregistrează și difuzează festivalul, și NetTV, care transmit live pe www.nettv.ro, dar și pe paginile de Facebook. Misiunea grea, desigur, o va avea juriul, deoarece cei mai buni dintre toți cei buni aflați pe scenă în această seară vor fi fericiții câștigători ai premiilor oferite de organizatori. Însă vă țin puțin în suspans, iar juriul îl voi prezenta puțin mai încolo. Astfel, preselecția soliștilor ce a avut loc în cursul dimineții de astăzi, aici la Centrul Cultural Reduta, a avut rolul de a desemna participanții la spectacolul concurs, ce va începe în următoarele clipe. Nu vă mai rețin, deoarece vocile, talentul și prezența concurenților este ceea ce contează în această seară aici pe scena Centrului Cultural Reduta. În numele organizatorilor, le urez succes tuturor participanților, iar dumneavoastră, desigur, o seară specială alături de noi. Așadar, să începem desfășurarea propriu-zisă a concursului cu primul participant din această seară. O domnișoară ușor emoționată, însă noi ținem pumnii și îi dorim să
Atunci când ajunge în fața dumneavoastră să dispară toate emoțiile, numele ei este a Petrei de Nisa, în vârstă de 17 ani. O invit deja alături de mine. Vă rog să aplaudați. Domnișoara reprezintă o zonă plină de datini, obiceiuri și credințe. Zona etnofolclorică Moldova vine din Dolhasca, județul Suceava. Toți concurenții din această seară au câștigat numeroase premii. Printre premiile Denisei se numără premiul întâi la festivalul Perla Dunării și premiul întâi la festivalul Baladele Siretului. Domnișoara va interpreta balada Miresei Părăsite și piesa cu acompaniament orchestral Giucat Sârba Iacașa. Succes! Motiv din răsăritul badea-i dus la târguitul, deși și zâlii n-o vinitu. Ei s-o dus ca să-mi amargele pintru druște floricele șuntul panel din matase cu noname de mireasă. Ei și-am primit vorba sară trei spici de sacar să mă duc el să-n soară, să mă duc el să-n soară. Mi-o trimăs printr-un om bunul, vatajă-l cu băță de-alunul, să mă aduc să-l cununu. Ei, badi, cum te-aș cununa, când s-am fost drăguța ta, cum sfântuse-mi și nu-ți-o, când mulți ani mi-ai fost drăguțu. Giucă-ți sârba iacașa, că giocura sună, veselie mare, voia-i bună. Dar bădița iacașa, supărată iar, n-am ieșit la el pe ulicioară. Giucă-ți sârba iacașa, că giocura sună, veselie mare, voia-i bună. Dar bădița iacașa, supărată iar, n-am ieșit la el pe ulicioară. Frumos ni badea ca bradul, cum nu este în sat altul mai. Dragostina badaioasă, dar cu împăcare dulce și frumoasă.
Jucat să-l mai ac așa, că ni dragă tare, când joc cu bădița în sărbătoare. Sârba asta e acașa, la hură să-n vață, roată ca soarele dimineața. Jucat să-l mai ac așa, că ni dragă tare, când joc cu bădița în sărbătoare. Sârba asta e acașa, la hură să-n vață, roată ca soarele dimineața. Frumos din Badia ca bradul, omul este în sat altul mai. Dragostina badaioasă, dar cu împacare dulce și frumoasă. Bania ca așa, supărăneați treacă, vine lângă mine, aici joacă. Când e soară ea ca așa, pe drum către casă, ți-o-i da gura dulce, bucuroasă. Hai da, Bania ca așa, supărăneați treacă, vine lângă mine, aici joacă. Când e soară ea ca așa, pe drum către casă, ți-o-i da gura dulce, bucuroasă. Frumos de Badia ca bradul, cum nu este în sat altul mai. Dragostina badaioasă, dar cu împacare dulce și frumoasă. Vine să jucăm badiță, că de soare-ți dau guriță mai. Nu da floarea pe cucută, că dragostea noastră nu se uită mai. Felicitări, mulțumim primei interprete, Denisa a Petrei, iată că a spart gheața. Vorba proverbului românesc, o floare nu se face primăvară, așar, dar mai avem multe, multe flori de prezentat. Însă nu vom continua festivalul până nu vom prezenta cu onoare juriul acestui concurs. Astfel, juriul este reprezentat de personalități de seamă ale vieții culturale și artistice, specialiști în domeniul cercetării și culturii tradiției populare. Voi începe, într-o ordine desigur aleatorie, cu interpreta de muzică populară Cornelia Radocea. Aplauze, vă rog! Solistul Vlad Postolea. Profesor universitar doctor la Facultatea de Muzică, domnul Valentin Munteanu. Realizator și prezentator de la Cluj, Sergiu Vaida. Și nu în ultimul rând, președintele jurului din acest an, una dintre cele mai îndrăgite interprete de folclor, Matilda Pascal Cojocărița. Le mulțumim pentru prezență. Continuăm cu Betej Andrada, în vârstă de 17 ani. Andrada vine din comuna Prijoria, județul Gorj, și reprezintă, desigur, zona etnofolclorică Gorj. Și Andrada are numeroase premii, deja o invit alături de mine să se obișnuiască cu scena. Am să vă prezint doar unul din premiile domnișoarei, trofeul festivalului Cânt și Joc pe hârtibaci la Agnita. Repertoriul prezentat astăzi de către Andrada este balada lui Tudor și piesa cu acompaniament Lină, Lină, Cătălină. Succes! Fir de apă firice, dragul mamii voinicele, de când mamă ți-ai lăsat și pandurii ți-ai adunat,
Pe ciocoi să-i prinz în gheară, că neasuprire iarăși fac țara de ocară. Și fac țara de ocară. Mula față te-ai schimbat și ce te doare, că mai face vrăjitoare de alea să te descând, să calci vesel pe pământ, să calci vesel pe pământ. Maică, pistoalele mele mai visate, sabia bună nouă, am visat-o ruptă în două. Am visat-o ruptă în două. Firea naibii tu de lină, că-am pus să-și foc la inimă, că-am pus să-și foc la inimă. Tot iubindu-mă cu lina, tot iubindu-mă cu lina, rup să răboi grădina, rup să răboi grădina. Dar mă rup sără de toate și-o spar sără printr-un colț, mai mâncară porumbii toți. Hai, lină, să facem gardul, hai, lină, să facem gardul, c-o să afle acum tot satul, c-o să afle acum tot satul. Ne iubirăm însă voi, și-i darăm naibii de boi, și-i darăm naibii de boi. Să-l facem de mărăcini, să-l facem de mărăcini, și dăm naibii de vecini, și dăm naibii de vecini. Să-l facem de volovani, și dăm naibii de dușmani, și dăm naibii de dușmani. Să-l facem de volovani, și dăm naibii de dușmani, și dăm naibii de dușmani. Felicitări, Beteja Andrada! Printre partenerii media se află și bvtv.ro, care sunt alături de noi și transmit festivalul chiar și pe paginile de Facebook. Le mulțumim și lor. Aplauze pentru toți partenerii care sunt alături de noi în această seară. Dintr-o comună ce cuprinde două obiective pe lista monumentelor istorice din județul Buzău, vine Ghiță Daniel Nicolae, în vârstă de 21 de ani, din comuna Luciu. Reprezintă zona etnofolclorică Muntenia. Iată că este mai curajos și nu a mai trebuit să-l invit în scenă alături de mine. Repertoriul acestui tânăr artist va cuprinde fragment din balada lui Gheorghe Laș
și piesa cu acompaniament Cărăruie, Cărăruie. Îi urez succes! Foaie verde pe liniță, foaie verde pe liniță, cine trece pe istriță, savai capitan Gheorghiță, fecior de-a lui Negoiță, Negoiță din Cislău măi. De pe plaiuri de Buzău, la stănăcă se ducea și pe baciumi întreba, măi, Moș Radule Barbăsură, n-ai pe cineva prin stână, jur pe bătrânețea mea, măi. Dacă nu am pe nimenea, sub crintă când se uita, pe chiar m-acovei zărea, măi, Gheorghe Laș cum îl vedea, la el se și repezea, măi, de sub crintă mi-l scotea, și din gura așa-i zicea, măi, și din gura așa-i zicea, aoleu, mă, macovei, cine te scoase în ochii mei, mă, scris a fost să te întâlnesc, inima să-mi răcoresc, măi, boierii tu când țineai, ții tu minte ce-mi făceai, măi, că-mi dădeai cu cizma în spate, de beam apă însângerată, cu măsele amestecată, măi, cu măsele amestecată. Macovei, suflet de câine, nu mai prinzi ziua de mâine, zilele îți sunt sfârșite, ceasurile hotărâte, și din stân afară lăda, măi, da și viața ridica. Suie, suie în vârful muntelui, cărăruia dorului, măi, dorule, măi, cărăruia muntelui, mi-a fost dragostea din întâi, și izvorul mi-au fost dragostea și dorul. Am umblat pădurile, îi știm toate frunzele, măi, dorule, măi, îi știm toate frunzele și toate cărările, măi, dorule. Thank you.
Vasele de sunt cântate și pădurile umblate. Frunzele de sunt crescute și pădurile bătute, măi, dorule, măi. Frunzele de sunt brumate și pădurile umblate, măi, dorule, măi. Frunzele de sunt brumate și cărările umblate, măi, dorule, măi. Frunzele de sunt picate și cărările umblate, măi, dorule, măi. Mulțumim primului tânăr ficior. Continuăm cu o domnișoară, însă înainte de a o invita în scenă, vreau să vă spun că în această seară participanții poartă niște costume tradiționale splendide, autentice, păstrate desigur cu grijă de-a lungul vremii. Așadar, vă invit să îi admirați, să le admirați costumele pe parcursul întregii serii. Continuăm așadar, după cum vă spuneam, și o invit alături de mine pe David Elena Gianina. În vârstă de 17 ani, Gianina vine din județul Olt și reprezintă zona etnofolclorică Romanați. Desigur, și Gianina are numeroase premii, însă nu le voi înșira pe toate acum, deoarece este prezent în această seară pe scenă pentru un alt trofeu. Îi urăm succes! Din repertoriul ei, în această seară, va fi Doina Plugului și o piesă cu acompaniament Coboară neică pe vale. Succes, Elena! Hai, foaie verde mărgărit, și intrai cu plugul în câmp, dorul să-mi țină de corne dragostea să pună poape, iar mândruța ca o floare să-mi aducă de mâncare. Ce mai viață duc eu, Doamne, rătăcit printre pogoane? Hai, Ioane, Ioane, Ioanică, da, n-auzi cum strig Ionică, mai las-o încolo de muncă și mai stau ai cu mândra-n luncă, de muncit ai mai muncit, dar cu mândra n-ai mai fi. Păi, Doamne, dacă cu focul lui asta cu prosca de cincioca, cu puiul fript în basma și cu mândra lângă mine, să-mi cânte puțin și bine, că sunt zilele puține, măi.
cu drâu mare și fasolea aracinare, și fasolea aracinare. Hai noi greu să-l privim, fasolea s-o arăcim, mă. Și-amândoi să ne iubim, și-amândoi să ne iubim. Cu draga lui mă, la umbrița fagului, la umbrița fagului. Cocule, de ce nu cânti pe sub de înfloriți, mă? Cocule, de ce nu cânti pe sub de înfloriți? Și cântă că s-apropie toamna, măi, și n-ai cu ce mânca. Că s-apropie toamna, pică codrului fuza, măi, și n-ai cu ce mânca, măi, și n-ai cu ce mânca. S-apropie toamna, pică codrului cu zama, și n-ai cu ce mânca, măi, și n-ai cu ce mânca. Iată că toți tinerii sunt excepționali, unul mai talentat decât altul și, desigur, misiunea cea mai delicată va reveni juriului, căruia îi mulțumim și vă rog frumos să mai aplaudăm încă o dată juriul, că este alături de noi și prezent în această seară. Următoarea concurentă vine din zona Moldova și anume din județul Bacău, o zonă recunoscută și pe plan internațional printr-o caracteristică și anume jocurile de iarnă cu măști. Domnișoara Botezatu Florina, în vârstă de 16 ani, pe care o invit alături de mine pe scenă, va interpreta balada Bradului, iar mai apoi ne va cânta de Badea meu de amu un an. Succes! Bradule, voinicule, nu te da viteazule, măi, că vin slujba, știi, la țară, cu sacuri și cu topoară, să mă tai așchioară, să mă sui în șelicară, să mă aduc jos la țară, să mă fac copivnișoară. Pivnișoara domnilor, pedapsa voinișilor. Du-te, voinicule-n sat, că eu fac tu pal
al tău sfat, măi. Cu toporul când or da pistiei, m-ai rasturna, și dimajota și vântu-i fac una cu pământul, și dimajota și vântu îi fac una cu pământul, măi. Și când o retragi din mine, li sfărâm capul ca la cânii, măi. Și din ajuta și vântul îi fac una cu pământul. Un an și-o dat voie pe-n suman, măi. Și carul pe-o cușmă nouă, că drăguță are două, măi, măi. Badea meu deamă un an și-o dat voie pe-n suman, măi. Și carul pe-o cușmă nouă, că drăguță are două, măi, măi. Dar și eu am papuci noi, măi, tari, diri, 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 da, eram și drăguț, am și eu doi, tari, diri, 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 da. Dar și eu am papuci noi, măi, tari, diri, 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 da, eram și drăguț, am și eu doi, tari, diri, 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 da. Și eu port numi de floare și nu s-a rătii oricare. Badea meu cu ochi căprui și frumos cum altul noi, măi. Puneți căciulă pe frunte că bagi-n bală pe multe, măi, măi. Badea meu cu ochi căprui și frumos cum altul noi, măi. Puneți căciulă pe frunte că bagi-n bală pe multe, măi, măi. Diți-ai face de din ochi, tare diri 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 diri, da, eram nordis, lea gază și pop, tare diri 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 diri, da. Diți-ai face de din ochi, tare diri 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 diri, da, eram nordis, lea gază și pop, tare diri 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 diri, da. Nu mai o cucura mie, măi, și o-i faci și tot ce-o-i vrei. Frunză verde, trei urză și ai grijă, ba de ce zăci, măi. Din ei zăci de tot satul, te-ai lăsat și măr cu altul, măi, măi. Frunză verde, trei urză și ai grijă, ba de ce zăci, măi. Din ei zăci de tot satul, te-ai lăsat și măr cu altul, măi, măi. Din ei zece cât să sfoc, tari diri 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 diri, da, eram numai cu tine am să joc, tari diri 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 diri, da. Din ei zece cât să sfoc, tari diri 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 diri, da, eram numai cu tine am să joc, tari diri 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 diri, da. Hai, au cat feșor plăcut să zică și vreau să aud, măi, că știu ghine cum să-l iau, dar să și e pe placul meu. Auzi, auzi, amai. Bravo, tinerei domnișoare, botezatul Florina. Urmează din nou un tânăr ficior, care anul trecut a câștigat premiul de popularitate. Goța Radu, în vârstă de 23 de ani, reprezintă zona etnofolclorică mărginimea Sibiului, acolo unde păstoritul a rămas o ocupație tradițională. Ne va încânta cu doina Spune Mândro Adevăratul și învârtita Vin ciobanii de la munte. Spune Mândro Adevăratul, Spune Mândro Adevăratul, pe cine iubești în satul,
pe cine iubești în satul. Că am fost pe ulița voastră, că am fost pe ulița voastră și n-a ieșit la fereastră. Și n-a ieșit la fereastră. La 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 la, mână turma de voi multe, la 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 la. Vin ciobanii de la munte, la 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 la, mână turma de voi multe, la 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 la. Și le întoarnă pe vâlari, la 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 la, să pornesc spre rușinari, măi, la 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 la. Să opresc în curmătură, la 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 la, și mai zic una din gură, la 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 la. Să opresc în curmătură, la 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 la, și mai zic una din gură, la 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 la. S-auză mândruțele, la 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 la, că ei vin cu oile, măi, la 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 la. Mai zi una din caval, măi, la 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 la, s-auză mândra din deal, măi, la 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 la. Mai zi una din caval, măi, la 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 la, s-auză mândra din deal, măi, la 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 la. Învârtita ciobănească, la 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 la, cât-i lumea să trăiască, la 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 la. La poalele muntelui, la 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 la, la stâna cindrelului, măi, la 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 la. Pe scenă a fost Goța Radu. Vom continua cu o domnișoară tânără, la fel de tânără, la fel de frumoasă, care poartă o maramă foarte frumoasă. Eu i-am spus că eu fur. Deci eu îi voi fura marama. Mi-a plăcut foarte mult. De aceea nu trebuie să uităm, costumul popular românesc reprezintă un element esențial, o componentă a culturii materiale și spirituale. O invit alături de mine pe Oprea Marta, în vârstă de 18 ani. Vine din Brăila și reprezintă zona etnofolclorică Muntenia. Repertoriul domnișoarei va fi doina Foaie Verde, Rug de Mură și cântecul de dragoste, așa ca la 18 ani, Ce a iubit inima mea. Succes! Foaie sură, cântă-n codru de răsună, și pe soare și pe lună, ori nu-ți e inima bună.
noastră. Cântă micuț și numai mie, să moară toți de mânie, mie și lui Nicuța, care-mi poartă dragostea, care-mi poartă dragostea, măi. Frunzulițo viorea, ce-ai iubit inima mea. Frunzulițo viorea, ce-ai iubit inima mea. Ce-ai iubit sufletul meu, să mor și nu-mi pare rău. Ce-ai iubit sufletul meu, măi, să mor și nu-mi pare rău. Într-o seară, inimioară, inimioară, hai să te stingi într-o seară. De atâta nenoroc, din dragoste cu mult foc, de atâta nenoroc, măi, din dragoste cu mult foc. La nimeni nu povesti, inima de-o-i mai iubi, la nimeni nu povesti. Doar la maci din câmpie, că iubești și-ți place ție, doar la nu feri din boltă. Domnișoara Oprea Marta, cu marama ei deosebită, tot 18 ani are și următoarea protagonistă, pop Bianca Viorica, pe care o invit repede lângă mine. Am încercat să iau emoțiile, toți concurenții suntem ușor emoționați. Noi le urăm succes și le ținem pumnii, desigur. Așa, mai ales cu aplauzele publicului. Vă mulțumim! Este minunat că sunteți alături de noi și vă mulțumim frumos. Din Grebenișul de Câmpie, județul Mureș, domnișoara reprezintă zona etnofolclorică Mureșul Superior și ne va încânta cu doina Maică dintr-o casă plină și piesa cu acompaniament, desigur, orchestral, Du-te, Bade, în sărăcie. Să vedem cum îl trimite domnișoara pe Badea în sărăcie. Succes! Maică dintr-o casă plină ai rămas ca o străină, ai rămas animă. La marginea satului, măi,
să vină copii pe acasă, că de și-așteaptă mână de domn, și-așteaptă mână de domn, măi dorule. C-am făcut-o la oraș, am plăcit-o cu doi caș. Că rochia mea e de mătasă, și-așteaptă, și-așteaptă mână aleasă. Că rochia mea e de mătasă, și-așteaptă, și-așteaptă mână aleasă. Că rochia e de bumbac, și-așteaptă pe șinii drag, și-așteaptă pe șinii drag, măi dorule. Băgița ni căptana și-o vede n-apă la toată. Du-te, bade, du-te, tu și te-ai, unde-a sta, unde-a sta, pa să stai. Du-te, bade, du-te, tu și te-ai, unde-a sta, unde-a sta, pa să stai. Că nu mă pic de mă mârchesc, că-l tu bade-mi găsesc, că-l tu bade-mi găsesc, măi dorule. Că nu mă pragul de loi trece, oi că sunt ca tine. Felicitări tinerei domnișoare. O altă floare și mai tânără, în vârstă de doar 17 ani, va urca pe scenă și va reprezenta cu siguranță, cu mândrie, zona Moldova. Din județul Neamț vine Tănasă Emilia Georgiana. Să o aplaudăm! Georgiana ne va prezenta bocetul Busuioc înlăcrimat și hora Floarea Dorului din repertoriul propriu. Busuioc înlăcrimat, bati clopotul în sat, bati clopotul de-a ramă, dar tu nu-l mai auzi, mamă. Cum de-a intrat moartea la tine, of, măicuța mea, și nici n-o văzut-o nimeni, măiculița mea. Parcă dormi în casa mare, of, măicuța mea. Plângi trist o lumânare, măiculița mea. A ieșit din casa ta și-napoi noi mai intra. Fișile-ți dau de pomană, rămâni casa orfană. Frumos cânt preotul, of, măicuța mea. Of, că-mi rupi sufletul, măiculița mea.
plâng surorile și frață, of, că jalea e grea. Tata plânge ca bărbață, doar cu inima. Costișa neamțului crește floarea dorului, măi, la măicuța mea la poartă, unde bădița m-așteaptă. Bădea-i tânăr ca și mine și nu știm dorul a ținit. Floarea dorului la poartă mi-o răsărit, ochii badelui m-au privit și m-au vrăjit. Spune-mi tu, măicuță, spune-mi dragostea la cine vine, la copchile așa ca mine sau vine la orișeșini. La mine nu știu ce este, dar ofte spărâri vesti. Inima îmi bate și n-o pot opri să vreau, pieptul parcă mi-ar de bună vreme când îi dau. Inima de-a la poartă cu pălăria lăsată, mă cuprind, mamă, fiori, ard obrajă ca bujorii. Nu-mi găsesc nici vorbili când îi văd privirile, măi. Spune, mama mea, dacă ne-am găsit ursă, dacă dragostea și la mine a venit, floarea dorului la poartă mi-a răsărit, ochii badelui m-au privit și m-au vrăjit. Mulțumim și urăm succes în continuare, domnișoarei Tănase Emilia Georgiana. La fel îi vom ura succes și următoarei concurente, David Sorana Maria, în vârstă de 20 de ani, care va reprezenta o zonă, un izvor nesecat de tradiții ca zonă, și anume Valea Barcăului. Sorana este din sat Bănișor, județul Sălaj. Doina prezentată de tânăra artistă se numește Pentru Badea care-mi place. Iată, la 20 de ani, să vedem care-i badea. Și piesa Drag Mimie, dansul din repertoriul Anuței Gale. Succes! Pentru baia care-mi place, orice, hai să-i aud pașii venind până la poartă mi-au ori.
nu-ți uita cărările. Hai, nu lăsa să rău uitată. Gura mea păstruie la 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 tătășura să răsuie la 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 la. Drami și băiița, drami și băiița sprâncenat, subțărel frumos și înalt, nu-i aduca el în stat, când se uită pe sub genela. Văd inima mai cere, la 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 la. Dragi cea tarâșe, dragi cea tarâșe, minte naș, dați-o insta pe picior, ca să joc cu cimitor, să-l joc cu băghița mă, la 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 la, că bine mă știi juca. Să-mi joc cu băița mă, la 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 la, țin cu ochii și gura mă, la 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 la. Mulțumim! Următoarea concurentă are doar 16 anișori, numele ei este Beșcucă Maria Cătălina, iată cu un alt costum deosebit, așa cum poartă toți concurenții în această seară. Domnișoara reprezintă zona etnofolclorică Romanați, Olt, vine din comuna Gârcov, județul Olt. Va interpreta Doina Foaie Verde Mărgărit și să vedem cum e cu hora Trecui aseară pe lună. Succes! O, i foaie verde mărgărită, firai să fii de iubit, la ce vreme mai găsită, când am porumb de prășit mă, maică fână lungă de cosit, păi orzul stă-ncă învărsat, eu plecai la mândra-n sat, la frat de sărutat mă. O, i foaie verde, foica
maică, cine hăulește în codru, se ceartă cucul și corbu, care să rămâie în codru. Maică, dar tot cucu o să rămâie, păi cucu are pene verzi, intră în codru și nu-l vezi. Se culcă Lelițo Marie, nu-i ca nu să mă ducă Lelițo Marie, la ea până nu se culcă Lelițo Marie. Hai urgule mai degrabă, că stau iarba din o gradă, că stau iarba din o gradă, apa de la ea din vadră, Lelițo Marie, apa de la ea din vadră, Lelițo Marie, că stau iarba din o gradă, Lelițo Marie, apa de la ea din vadră, Lelițo Marie. Hai, murgule, nu mai sta, am o mândră ca o stea, mă așteaptă să vin la ea. Am o mândră ca o stea, Lelițo Marie, mă așteaptă să vin la ea, Lelițo Marie, că s-au cop struguri în vie, Lelițo Marie, că s-au cop struguri în vie, Lelițo Marie. Cop strugurile vie, cine-i ca n-o vrea să vie, cine-i ca n-o vrea să vie, oare mie mi se pare, Lelițo Marie, dar vă pare-i ca călare, Lelițo Marie, să ies în drum să-l aștepte, Lelițo Marie, să-mi ies drăgudra la piepte, Lelițo Marie. A reprezentat prin prezența ei județul Olt, Cătălina Beșcucă. Chiar din județul Brașov, de la Sânt Petru, va fi prezentă pe scenă Ioviță Casiana Gabriela, la doar vârsta de 17 ani. Eu o invit deja pe scenă. Zona etnofolclorică este țara Făgărașului. Calitățile tinerei artiste vor fi evidențiate prin doina Bate vântul printre duzi din repertoriul propriu și cântecul de joc Azvară la Secerat. Bate vântul printre duzi și ploaia prin cucuruz, mă. De-a
știi, Badeo, că tu vii, cu-n sărut te-aș lecui, măi. Și de dor eu ți-aș cânta, măi, de-ai uita, ba, de-ai uita, măi. Și de dor eu ți-aș cânta, măi, de-ai uita, ba, de-ai uita, măi. Și-atunci am intrat în casă și mi-am pus capul pe masă. Și-am strigat în gândul meu, pomenit numele tău. Și-am strigat în gura mare, milă de mine nimeni n-are. Și-am strigat în gura mare, milă de mine nimeni n-are. Cerat măi, la 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 la, bădița m-o sărutat măi, la 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 la. Azi vară la secerat măi, la 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 la, bădița m-o sărutat măi, la 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 la. Și m-o sărutat cu dor, să-l iubesc până-am să mor. Ui, ha, la la la. De el să nu mă despart, la 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 la. Și m-o sărutat cu drag, la 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 la. De el să nu mă despart, la 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 la. Nu mă despart, nu și nu, că mi-e drag ca sufletul. Ui, ha, la 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 la. Care suflet bun badea, la 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 la. Și mi-e drag ca inima, la 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 la. Care suflet bun badea, la 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 la. Că așa o vrut Dumnezeu, să fi bade tu al meu. Ui, ha, la la la. Domnișoara de lângă mine se numește Poiana Roxana, în vârstă de 25 de ani și reprezintă zona etnofolclorică Iași.
Domnișoara Roxana ne va încânta cu doina Mână, bade, boi, bine din repertoriul lui Ion Crețu și cu piesa Hora mare în două părți din repertoriul Mariei Schipor. Îi urăm succes, desigur și domnișoara Poiana Roxana are câștigate numeroase trofee. Succes! Mână bade, boi, bine, bădiță, bădiță mai, păi nu te mai uita la mine, bădiță, bădiță mai, păi nu te mai uita la mine, bădiță, bădiță mai. Ochii mei sunt frumușai, bădiță, bădiță mai, geaba te mai uiți la ei, bădiță, bădiță mai, geaba te mai uiți la ei, bădiță, bădiță mai, ochii mei zvers ca iarba, bădiță, bădiță mai, dar nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță mai, nu te mai uita degeaba, bădiță, bădiță mai, ochii mei sunt măritați, bădiță, bădiță mai, nu-s lasă sărutați, bădiță, bădiță mai, nu-s lasă sărutați, bădiță, bădiță mai. Asta horă îmi place mult, tarararai, dara-dara, și să joc și să o ascult, tarararai, dara-dara-dara-dara. Hora mare în două părți, tarararai, dara-dara, ia priviți-o, măi băieți, tarararai, dara-dara-dara-dara. Și pe sub mână, titior, măi, să rasară numai flori, măi, pe sub mână, pe sub mână, să jucăm o săptămână. Când mă prind cu badea-n joc, tarararai, dara-dara, din călcâie-mi ies foc, tarararai, dara-dara-dara-dara.
iese foc și ies scânteie, tărărărăi, tărădără. Când se uită în ochii mei, tărădărăi, tărădără, tărădără. Înainte ușurel, măi, și-napoi încet, inel, măi, la stânga mai leaganat, măi, și-la dreapta scuturat, măi. Foaie verde, lămâiță, tărărărăi, tărădără, leagă mână, măi, bădiță, tărărăi, tărădără, tărădără. Câmpinii de mi-i juca, tărărărăi, tărădără, s-o plăti gurița mea, tărădărăi, tărădără, tărădără. Și foaie verde, foaie fragă, și-acă mă bate să-mi placă, poartă-mă bine prin joc, măi, că te-o-i săruta cu foc, măi, pop, pop, și-așa, și-așa. Pe scenă a fost Roxana Poiană. Următoarea domnișoară reprezintă zona unde jocul are un caracter contrastant. Moldova. Din comuna Drăgușeni, județul Botoșani, vine Huțu Andreea Iuliana, în vârstă de 16 ani. Repertoriul prezentat de Andreea va fi doina Lumea asta o nebunitu din repertoriul solistei Sofia Vicoveanca și piesa cu acompaniament orchestral Cărărușă până la prut. Succes! Lumea asta o nebunitu, nu mai este de trăitu. Ești din colonda, te mă aducu, mă tem că-i tăt balamucu. Dacă te sunt ramă, nu-i tati, bătrâneța când te bate. Ești rămâi cu gândul dus la câte-o fost șamunusul. Da bată vară pustia, bată, bătrâneță și măcată, că din cap ne-ați făcut oală, din minte ne-ați făcut scamă. Da, omul, cât trăiești în lumii, cântă pentru orășinii. E, numai când îi mort nu cântă, dar și-atunci stă și ascult. Cât țin lumea un rost și se duc, pare că n-o fost tu. Thank you.
dicar cu boi, măi bădiță dragă. Păi drum bătut din noi doi, măi bădiță dragă. Of, domnita, și-am făcut oare și-am păcătuit, măi bădiță dragă? Deși tu m-ai părăsit, măi bădiță dragă. Focul vatră se stânge, dorul mai mare crește. Focul vatră se stânge, dorul mai mare crește. Eu m-am dus ca să-l aprind, măi bădiță dragă. Lacrimile m-a cuprind, măi bădiță dragă. Eu cu batista le șterg, măi bădiță dragă. El-i fac părul când merg, măi bădiță dragă. Nu ne vom îndepărta prea tare de zona reprezentată de Huțu Andreea Iuliana. Vom merge în județul Suceava. Următoarea concurentă, Ursachi Liliana Justina, în vârstă de 22 de ani, reprezintă zona etnofolclorică Bucovina. Vine din Vicovu de Jos. De sus. Domnișoara ne va interpreta balada nevestei și piesa cu acompaniament orchestral Crenguță de iederă. Nuntă mari, nuntă mari, s-o crai mâni o sătari, când ora nu-i o veșină, îi aduse o străină. Lasă Ioane cu nunia, căci-o cea matca Tania, mergi la slujbă împărătească, nora lasă-o negrija noastră. Ion Catane o pleacă tu, socra-n oraș-o lua tu, printre flori plângând-o dus-o, și-ntr-un beș negru-o încis-o.
Utrezăși ciortiusca, Ion nu te-a mai afla. Acasă când a vini, alte nore mi-o-i gase. Vremea mult o vremuit, Ion acasă o vinit. Unde mamă nevăstuța, o muritu sărăcuța? Unde mamă îngropată, sub șelmărul din livadă? Așa am fost blastamată și de mamă și de soacră. Maicuța cam parasit-o și soacra că nu m-o vrut-o. Voi m-am întâlnit și horel pe vântul de fel. Păi n-am nimică și ne răm. Păi de vișel de meu pe tine, am de plăte și ne ghinit. Dar și horel ca din câlți, dar și horel ca din câlți, s-ar mai opri printre dinți, s-ar mai opri printre dinți. Da horel ca-i din fuior, da horel ca-i din fuior, și merge pe gât ușor, și merge pe gât ușor. Și și din aiba o măsor, nu e purin hamat la plum. Și prost cu capul leagat, om cu minte când-i bat. Dar și mamuța să știe, dar și mamuța să știe, cu cine trăiesc eu bine, cu cine trăiesc eu bine. Alta e bucăți din mine și le-a razvărit la câini. Alta e bucăți din mine și le-a razvărit la câini. Și nici așa n-ar mânca, ui, s-ar de mică ar turba. Și vor el câte eu chisătii, tu mă trândești din pareții. Mulțumim, Ursache Liliana din Vicovu de Sus. Mergem în zona etnofolclorică Muntenia, în comuna Bucșani, județul Dâmbovița. De acolo vine Ștefan Florin, în vârstă de 23 de ani. Îl invit în scenă. Ștefan Florin ne va cânta doina Cântă-mi cucule mai rar și piesa cu acompaniament Inimioară, inimioară. Frunzuliță de stejar, mai of, mă. Ai cântă-mi cucule mai rar, măi, cântă-mi cucule mai rar. Că-mi-e sufletul întristat, măi, că-mi-e sufletul întristat, măi. Că mândruța mi-a plecat, măi, că mândruța mi-a plecat.
Of. Ai ce folos că ai codru verde, dacă mândra nu mă vede, vine primăvara-n crâng. Unde-i mândra ca s-o strâng? Unde-i mândra ca s-o strâng, mă? Că doar unul potolesc, măi, că doar unul potolesc, măi, până n-o s-o întâlnesc, măi. Ai până pe mândra, nu-ntâlnesc. Ai foaie verde sălcioară, ai inimioară, inimioară, ai rabdă până la primăvară, să-ți fac ar și cărucioară. Ai rabdă până la primăvară, să-ți fac ar și cărucioară. Inimioară ca mea, îi nu doresc la nimeni. Inimioară, inimioară, rabdă până la primăvară. Hai să mă plimb cu tine-n lungă, tot dor ca să-mi ajungă. Inimioară, ai rabdă până la primăvară, ai să mă duc cu tine-n târg, ca să-ți iau tu un așternut și așternut cu flori de fragă, că așa-mi este viața dragă. Ai să mă duc cu tine-n târg, să-ți iau un așternut și așternut cu flori de fragă, că așa-mi este viața dragă. Să nu uităm că organizatorii ne-au obișnuit ca la fiecare ediție să fie prezentă pe scenă orchestra Plaiuri Transilvane sub conducerea dirijorului Liviu Ioan Iosif, merită toate aplauzele, deoarece acompaniază toți artiștii din această seară. Le mulțumim! Ne întoarcem la Vicovu de Sus, tot în județul Suceava, tot în zona etnofolclorică Bucovina, cu o bucovineancă frumoasă, o invit în scenă, Romana Ana Maria, în vârstă de 16 ani, la fel de tânără și frumoasă, ca și restul concurentelor. Ne va încânta cu doina Du-te, dorule, în pustie, din repertoriul Sofiei Vicoveanca și piesa Bătrâneasca să jucăm, o melodie culeasă. Succes! Deja lui mă și n-am cu ei
deșim ca sprijină mie. Poate ți-am cicat cu drag, de-mi stai tătă zvan prag. Du-te și te prăpădești, să trăiesc iar ominești. Da, lumii, lumii, și ni-n tine, zici că o duși ghini, nu știi dorul cât-l ține. Hai și ni zici și nu știi lângă mine trebuie să vii. Să văd dorul meu și să știi și-o-i greu, că de-atâta măr și rău lacrimile-mi curg pareu. Dar de chiar dorul-i și cați cu mine în tăt locul. Du-te și te prăpădești, să trăiesc iar ominești. Să jucăm și raguț și prinși din mâini, ne-ai învățat din bătrâni. Din hătăți să ne adunăm, dar bătrânească să jucăm și raguț și prinși din mâini, ne-ai învățat din bătrâni. Ne-am luat străi și covinesc, în jocul să-l pornesc, băie cu camie și cu puiuț, dar prijitoare cu șiruț. Ne-am luat străi și covinesc, în jocul să-l pornesc, băie cu camie și cu puiuț, dar prijitoare cu șiruț. Bundița și cu flori, mă, purtat de sărbători, mă, hai, hai! La ochiși cu vârful sus, la două jății de chel am pus și colțuni albi împletiți, mai ca să placă la drăguți. La ochiși cu vârful sus, la două jății de chel am pus și colțuni albi împletiți, mai ca să placă la drăguț. La tete ca mine așe, mă ui și mama mea, mă ui și bunica-n pas și oi, mă joacă fudul cu noi. La tete ca mine așe, mă ui și mama mea, mă ui și bunica-n pas și oi, mă joacă fudul cu noi. Ui, așa-i bătrânească-n joc, mă, ui, mamă, fădă-ți la un loc, mă, hai, hai! Bucovine prea iubit, mai doar minuni ai dăruit. Ista joc-i cu noroc, mai și cu nepoți am să-mi joc. Bucovine prea iubit, mai doar minuni ai dăruit. Ista joc-i cu noroc, mai și cu nepoți am să-mi joc. Vorba gânticul și portul-i duc pistită-t, măi, din jicov pria până jos, mai nu e jocul mai frumos. Vorba gânticul și portul-i duc pistită-t, măi, din jicov pria până jos, mai nu e jocul mai frumos. Ui, chiuiți, fetii cu foc, mă! Ui, bătrânească-i mântru-n joc, mă!
Păi și la coadă pași la ruț, păi din și cam la cada buț, că așa că sunt la ruț. Un costum este mai frumos decât altul și mai deosebit. La fel de frumos este și costumul următoarei domnișoare, cârciumaru Andrada Mihaela, în vârstă de 16 ani. O invit alături de mine. Este din comuna Mărăcineni, județul Argeș, și reprezintă zona Mușcel-Argeș. Trecui dealul în codul drag este doina pe care Andrada o va interpreta, iar mai apoi va urma cântecul ritmat Ce tare mai bate vântul. Foaie verde, foi de fag, trecui dealul în codru drag, găsi codru scutura, râu-n vale tulburat, râu-n vale tulburat măi. Of, 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 dorule, dor măi. Codrule, codruțule, de ce-ți pică frunzele? De ce crengile se rup? Și florile toate plâng, și florile toate plâng, măi. Of, 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 dorule, dor, ce tare mai bate vântul, pe mine m-apucă gândul. Ce tare mai bate vântul, pe mine m-apucă gândul. Cum frământă pădurea, ca a plecat astăzi neica. Pădurice surioară, rămâi puse și goală. Pădurice surioară, rămâi puse și goală. Zboară cu bul de la tine, ca puiul
și pe nic al meu. Cucule, drumul tău, chemă-l și pe nic al meu. Adu-l primăvară-n zori, când e câmpul plin de odată, că mi-e inima secată. Să cânt cu tine odată, că mi-e inima secată. Tu de dragul crângului, eu de dorul puiului. Tu de dragul crângului, eu de dorul puiului. Rotaru Cătălina, la cei doar 20 de ani, vine din sat Cap de Codru, județul Suceava, și reprezintă tot zona etnofolclorică Bucovina. Supărarea și necazul, care sper să nu existe la o tânără așa frumoasă ca ea, este doina pe care domnișoara o va interpreta și piesa Măi Bădiță, Măi Ilie. Îi urăm succes! Da, supărarea da, supărarea și n-a cazu. Hai, Doamne, mult ne-o ar sub razu. Da, mult am plâns eu nopți și zile, da, mult am plâns eu nopți și zile. Hai, fără să mă știi mine. Știu bani și cu cine, ce trei săptămâni, ce zile. Măi mândruț, mariuc, pune-ți câni, pa-n furcă și hai da la mine-n luncă. Că eu vin sară de sară, pe cararea de la moară, pe cararea de și dimineața, că mi-e dor de gura ta, mă. Vină, măi, badiță, joie,
pașii în casă, să trăim alăturea cu dorul și dragostea, căci zile om aveam noi. Un tânăr cu siguranță credincios, deoarece tocmai și-a făcut Sfânta Cruce, Dumnezeu să-l ajute și să aibă noroc în această seară. Numele lui este Sarmas Vlăduț, în vârstă de 20 de ani, vine din Bistrița și reprezintă zona etnofolclorică Valea Salautei din Bistrița. Doina pe care Vlăduț o va cânta se numește Așa-mi vine câte un dor, din repertoriul lui Petre Petruse, și piesa cu acompaniament Stau mândră și mă gândesc, din repertoriul Valeriei Peter Predescu. Succes! Îi așa-mi vine câte un dor, mă. Patru dealuri să mă-ntorc, măi, să mă duc în satul meu, măi. Hai, dacă de tânăr m-am dus eu, măi, să soră, să-mi văd tată, da, să-mi văd mamă negândurată. C-am lăsat-o nepoartă stând, măi, după mine suspinând, măi. Și-am lăsat-o supărată, hai de părtiță răzmată, din năframă fluturând, măi. Hai, da, și din ochii lacrimi vărsând, măi. Ce să te iubesc, dorule, stau în loc și bine zic, care și vremea să te uit, dorule, vremea ar și fost mai de mult, dorule, dar eu mândră n-am putut, dorule. Cine-ți drag odată, nu-l uiți viața atât, dorule, dragostea de tinereță, nu uiți nici la bătrânețe, dorule, că ai fost tinerică, n-ai știut de frică, te-am iubit mândră de mnică, dorule. Ai fost tinerea, dorul dragostea, s-a prins la inima ta, dorule. Thank you.
ne drame și apoi te-o lua. Cât de mult dorem, ne-ai lăsat, dorule, ne-ai lăsat, dor cu dulceață, să-mi ne ajungă pe viață, dorule. Da, de grăi rău de mine, dorule, tu să n-ai părete de bine, dorule, să n-ai în lume noroc, nici cât are de une paie în foc, dorule, să n-ai în lume tihnială, nici cât are de une paie în par, dorule. Ai fost tinerică, n-ai știut de frică, te-am iubit mâine drădemnică, dorule. Ai fost tinerea, dorul dragostea, s-a prins la inima mea, dorule. Ai fost tinerică, n-ai știut de frică, te-am iubit mâine drădemnică, dorule. Ai fost tinerea, dorul dragostea, s-a prins la inima mea, dorule. Felicitări, Sarman Vlăduț! Din Ialomița, Ionuț Cocoș, câștigătorul trofeului Festivalului Flori în Țara Bârsei de anul trecut, va fi în recital la Gala Laureaților mâine, 25 martie, începând cu ora 13, aici la Sala Centrului Cultural Reduta. Loredana Streche, una din participantele Festivalului Flori din Țara Bârsei, va susține și dumnea ei un recital, tot mâine, tot începând cu ora 13, bineînțeles, tot aici, la Centrul Cultural Reduta. Astfel, vă așteptăm să fiți prezenți și mâine la Gala Laureaților. Următoarea concurentă vine de undeva, de unde zicem noi așa că se agață harta în cui. Și domnișoara îmi face în spate semnul, înseamnă chiar așa. Eu invit atunci în scenă lângă mine pe Pop Andreea Florina, în vârstă de 24 de ani. Vine de la Vișeu de Jos, județul Maramureș și, desigur, reprezintă cu siguranță, cu mândrie, zona etnofolclorică Maramureșul istoric. Ne va cânta balada lui Pintea și piesa Pentru Badea cu Doru din repertoriul lui Viorel Costin. Îi urăm, desigur, ca și la restul concurenților, succes! Maramureșul nu-i ca Pintea viteazul, nu-i ca Pintea haiducul. Hai, păcii gazdii prinde-n clește, păsăraci bine-i păzăște, păsăraci bine-i păzăște. Colombale lângă foc stau haiducii, tă-ți spun loc, și s-or apuca de joc, de joc și de veselie, de moarte nu vreau să știe. Păgutiu cel înalt, șăt haiduci sub un brad, iar Pintea-i întrebare,
care din voi s-o aflare să coboare în baia mare, după vin și după sare, după colb din cel mai tare. Că nimeni nu s-o afla, meroi mere, demni da mult pe plăcere, tot murguțul cel de vânt, cu coama până-n pământ, tot murguțul cel de ploi, cu coama până-n zăvoi. Felicitări și tânărei domnișoare! Dorim să-i mulțumim domnului Adrian Vălușescu, dar și doamnelor ce activează în cadrul Serviciului Tradiție și Cultură al Centrului Cultural Reduta, care au adus un aport important în desfășurarea acestui concurs și în menținerea acestei tradiții de-a lungul anilor. Ei sunt cei care se ocupă de păstrarea și promovarea culturii tradiționale în județul Brașov. Merită toate aplauzele noastre! Continuăm cu domnișoara Antal Alexandra, în vârstă de 17 ani, vine din sat Recea, județul Sălaj și reprezintă zona etnofolclorică, zona Barcăului. Domnișoara ne va încânta cu doina Du-te, dor cu dorurile și cu piesa Dragumii, danțu pălungu. Du-te, dor cu dorurile, du-te, dor cu dorurile, pălată ce plugurile, măi dorule dor. Du-te,
și la badea mie. Du-te și la badea mie. Ară dincolo de tău, măi, dorule, dor. Ară dincolo de tău, dorule, dor. Și nu las un gol, la 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 la. Dragul mi dansu pe lungul, la 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 la. Câtă foc și nu las un gol, la 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 la. Da, este e dansu, bade mai la 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 la. Îi suca pe noi pe de mai la 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 la. Pe piciorul, la 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 la. Cu omul care-i ușorul, la 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 la. Drag mi danțu pe piciorul, la 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 la. Cu omul care-i ușorul, la 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 la. Da, este picior mai tare, la 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 la. Că coi este dau mai tare, la 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 la. Ce te rași cum îți spui măi, la 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 la. E nu spui ce te ram cui măi, la 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 la. Zâm ce te rași cum îți spui măi, la 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 la. E nu spui ce te ram cui măi, la 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 la. Zâm ce te rași cum îi vrei măi, la 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 la. E picioare-i grijă mea măi, la 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 la. Zâmb ce te rași cum îi vrei măi, la 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 la. E picioare-i grijă mea măi, la 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 la. Felicitări! Și pentru că sărbătorim centenarul Marii Uniri, mâine vă invităm la un regal al muzicii populare românești din Oltenia și Bărăgan până în Moldova, la Gala Laureaților. Matilda Pascal Cojocărița se va afla în fața dumneavoastră și va prezenta un recital deosebit pe scena Centrului Cultural Reduta. Pe aceeași scenă, aplauze! Pe aceeași scenă se vor afla și Cornelia Radocea, Claudia Milițescu și Vlad Postolea. Următorul concurent vine dintr-o zonă protejată de interes internațional, Mănăstirea Humorului, județul Suceava, zona etnofolclorică Bucovina, Androhovici Costel, în vârstă de 23 de ani. Pădure verde și deasă se numește doina pe care Costel o va interpreta, iar piesa se numește Așa-i Horan Bucovina. Să auzim cum e Horan Bucovina. Succes! Pădurii verge și deasă, lasă-mă să-mi fac o casă.
bune și tu mai înaltă, șepci și ore de om nu calcă. Doaue brănin crușișa, ce se trăiesc în codru vierge, că unii trăiesc acum, nu-mi cicnești întotdeauna, că nici cu nu mai cânte, și-mi pare lumea urâtă. Da-mi-o-i faci și casă în păduri, să nu mai audă de lunca și grădina măi, măi, așa-i vora-n Bucovina, măi, măi. Când s-adună tătă lumea, ram tiri 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 lăutare mândru cântă, măi, măi. Când-i vor în saturi nuntă, măi, măi. Și s-adună lumii multe, ram tiri 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 tiri. Și se prinde-n hora mari capila fumor, că-i jocul voie bună, dragoste și dor. Băi, gospodarii smândri tari, măi! Ieșe nu au asamănare, în stranici sărbătoare, zi, măi! Hai, hai! Trandafir roșu ca focul, măi, măi, dragnic îmi pornește jocul, măi, măi. Nimeni nu-și mai află locul, ram tiri 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 tiri. Ora mare și eu joacă, măi, măi, și știe bine s-o-ntoarcă, măi, măi. Nu mai uită niciodată, ram tiri 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 tiri. Că așa-i Bucovina, nu mândru intră-n joc, și zici o strigătură, Ginu, stai pe loc. Băi, floare roșie din bujor, băi! Da, ora asta-i din humor și să joacă cu mult dor, măi! Hop și așa! Asta-i fora și-a vestit, măi, măi, să trăiască și-n-o cânt, măi, măi. Așa și ea care ascultă, ram tiri 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 tiri, o joacă și neamul meu, măi, măi, lângă ei mă prind și eu, măi, măi. Ca ăsta joc nu-i greu, măi, ram tiri 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 tiri. Ora asta e gen bătrâni, îi joc strămoșesc, și tăți gospodarii mei cu dragon vârtesc. Băi, cât oi și șoi mai trăim, bă! Da, ora mare oi învârti, îi joc cu humorenilor, bă! Da, fala gospodarilor, hop, hop, și nu mă șoc!
Felicitări tuturor concurenților! Orchestra Plaiur Transilvane a fost alături de noi și a susținut toți concurenții cu acompaniamentele muzicale. Dirijor Liviu Ioan Iosif. După o îndelungată așteptare, ultimul concurent al serii, cu numărul 24, va urca imediat în scenă. Vine și din cel mai îndepărtat loc, și anume din Cosăuți, raionul Soroca, Republica Moldova, și reprezintă zona etnofolclorică Chișinău, domnișoara Sainciuc Mariela, în vârstă de 17 ani. Mariela ne va prezenta doina Dorumii de Nemurele și cântec ciobănesc Pe munte cu iarbă verde. Foaie verde tresmicele, Dorumii din Nemurele, of, of, bate vântul printre braz, mi-a dus și dor de fraț, mi-a dus și dor de fraț. Bate vântul printre munți, mi-a dus și dor de părințov. Doina mea mi-o cântăramu, privegherea și tot neamu. Of, of, bate vântul printre flori, mi-a dus și dor de surori, mi-a dus și dor de surori. De inimioară în mine, ca foc un cuptor de pâine, arde inimioară în mine, ca foc un cuptor de pâine. Dui, 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 și cântă din fluie.
Concurenților care au fost prezenți astăzi la cea de-a 11-a ediție a Festivalului Concurs Flori în Țara Bârsei. Mulțumim din nou orchestrei Plaiuri Transilvane și dirijorului Liviu Ioan Iosif. Mulțumirile noastre se îndreaptă, desigur, și către juriul acestei ediții, doamna Matilda Pascal Cojocărița, doamna Cornelia Radocea și domnilor Vlad Postolea, Valentin Munteanu și Sergiu Vaida. Vă mulțumim frumos! Nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi în această seară. Eu sunt Adina Carp, v-am prezentat a 11-a ediție a acestui festival și vă așteptăm și mâine începând cu ora 13 la Gala Laureaților. O seară frumoasă în continuare!